Iubiți frați și surori, iubiți ascultători ai Cuvântului Sfânt, continuăm seria de mesaje începută în urmă cu aproape o lună de zile, în fiecare duminică seara, prin călăuzirea Duhului Sfânt, parcurgem un mesaj biblic din Evanghelia după Matei, dintr-un capitol respectiv. Este al patrulea mesaj și iată ne ajungi la Matei, capitolul 5 din predica de pe munte rostită de Mântuitorul, doresc ca să vă împărtășesc prin călăuzirea Duhului Sfânt următoarea temă. Fii un creștin autentic. Fii un creștin autentic. Seria mare de mesaje poartă genericul chemarea la implicare. Și vremurile pe care le trăim parcă impun să fim chemați la implicare și impun să fim creștini autentici. Autentic care este conform cu adevărul. Autentic care nu poate fi pus la îndoială. Autentic cel care nu poate să fie contestat. Și din predica de pe munte vom urmări acest, această idee majoră, fii un creștin autentic. Domnul Iisus Hristos se afla în cel de-al doilea an al misiunii sale. Și în dorința de a corecta atitudinea ucenicilor despre neprihănire, rostește cele opt fericiri. Cineva spunea că pentru predicator mai este o fericire, anume ferice de cei care predică scurt. Primele 16 versete, dacă vă uitați împreună cu mine din Matei 5, îl descriu pe adevăratul creștin și caracterul lui. Restul predicii de pe munte vorbește despre comportamentul care derivă din acest caracter. Caracterul vine întotdeauna înaintea comportamentului, pentru că ceea ce suntem derivă din ceea ce facem. Domnul Iisus și-a asemuit ucenicii cu sarea și cu cetatea așezată pe munte. Ucenicii erau pentru lume ceea ce este sarea pentru viața cotidiană. Știm cu toții, sarea dă gust mâncării. Și imediat, cei care servim masa oriunde am fi, imediat mai cerem sare. Sarea dă gust mâncării. Sarea întârzie și frânează procesul alterării. Lucrurile care le sărez țin o iarnă întreagă, oriunde te-ai afla. Sarea creează senzația de sete. Și după ce ai mâncat sărat, trebuie să bei apă. Sarea menține căldura. Sarea era remunerația lucrătorilor în primul secol după Hristos. Și de la cuvântul sare derivă cuvântul salar. Se spune că pe vremea comuniștilor, pentru fiecare persoană care încerca să treacă granița la sârbi, guvernul comunist în frunte cu liderul lor de atunci, dacă era dat înapoi, le promitea un vagon de sare. Tot așa și ucenicii Domnului Isus conferă gust plăcut societății slujind de conservant, oprind stricăciunea și motivându-i pe alții să tânjească după neprihănire. Cum este un creștin autentic? Cum este un ucenic ca sarea? În primul rând, un creștin autentic are valoare infinită. Valoarea omului, Există două valori atribuite unui om. Valoarea relativă este valoarea de întrebuințare. Ea funcționează în comparație. Pentru că toți oamenii trăiesc fenomenul de devalorizare. De ce credeți că societatea a acceptat așa numita etapă și an de pensionare? Pentru că nu mai dăm randament. Că altfel, dacă eram bun de muncă, ca și Metusala, ca și Adam sau și, ca și alții, nici gând de pensionare. Și apoi este valoarea absolută, valoarea dată de Dumnezeu, din care nu poți lua nimic și nu poți adăuga nimic. Valoarea... Unui creștin autentic se bazează pe creație și pe răscumpărare. Pe creație, Geneza 1 cu 26, apoi Dumnezeu a zis: Să facem om după chipul nostru și după asemănarea noastră, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Și aceste cuvinte de mii de ani rămân valabile. Și în noiembrie 3, lucrurile acestea nu trebuie să le punem la vot. Pentru că cei care le pun la vot vor să le conteste. Lucrurile acestea au fost poruncite și rânduite de Dumnezeu din veșnicii și așa trebuie să rămână. Pentru că baza realității este relația. Să fie s-a transformat în să facem. Am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și pentru slava lui. În Isaia 43 cu 7, cuvântul spune: Pe toți cei ce poartă numele meu și pe care i-am făcut spre slava mea, pe care i-am întocmit și i-am alcătuit. Cine este om este creatura lui Dumnezeu cine nu se poartă ca om și nu are verticalitate trebuie să-și definească înaintașii în opoziție cu această valoare infinită ne spune cuvântul în Psalmul 14 cu că nebunul zice în inima lui nu este Dumnezeu cel care zice și în inimă și cu gura atunci e nebun de două ori în Ioan 3, cu 25, cuvântul ne arată că un creștin autentic, un creștin ca sarea, este ispravnic. Fiecare om este isprafnic al cuvântului lui Dumnezeu, al trupului, al familiei, al timpului, al influenței, al domeniilor. De ce Dumnezeu ți-a încredințat în isprafnicie, nu delega altora. Fii responsabil! Fii creștin autentic pentru că tu ai valoare infinită. În al doilea rând, valoarea omului se bazează pe răscumpărare. Prețul e însăși viața lui Isus. În Tii Petru 18 și 19, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Frați și surori, Iisus Hristos a jerfit pentru vina păcatelor noastre și un ucenicule, creștinule autentic, ai valoare bazată pe creație și pe răscumpărare. Un creștin autentic are valoare infinită. Deavolul știe aceasta. Și de aceea, și tocmai de aceea, a încercat în luna aceasta, octombrie 2020, să ne compromită din nou valoarea conferită de Dumnezeu prin actul creației și actul răscumpărării. Pentru că știe că zilele sunt numărate. Reputatul om al lui Dumnezeu și fiul regretatului pastor Evanghelist Billy Graham, fratele Franklin Graham, spunea zilele trecute: Încercarea Papei Francisc de a face din homosexualitate un lucru normal înseamnă să spui că Sfintele Scripturi sunt false. Aflăm de la fluxurile de știri că Papa Francis a spus că într-un nou document că homosexualii au dreptul de a face parte dintr-o familie și solicită adoptarea de parteneriate civile pentru cuplurile de același sex. Biblia ne învață că atunci când Dumnezeu a creat rasa umană, a făcut parte bărbătească și parte femeiască și i-a binecuvântat. Geneza 5 cu 2. Prima familie era formată dintr-un bărbat ca soț și o femeie ca soție alături de copiii lor. Așa definește Dumnezeu cea mai importantă componentă socială a umanității, și anume familia. Biblia arată clar că Dumnezeu dezaprobă totalmente faptul că femeile au schimbat întrebuințarea firească într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii și s-au aprins în poftele lor unii pentru alții. Romani 1, 26 și 27. Sodomia, pentru a putea fi mântuiți, Dumnezeu ne cere să ne pocăim de păcatele noastre, iar asta înseamnă să ne întoarcem de la respectivele păcate, să le părăsim și să ne punem încrederea în Fiul Său, Isus Hristos, care a luat asupra Lui pediapsa pentru păcat. Încercarea Papei Francisc de a face din homosexualitate un lucru normal înseamnă să spui că Sfintele Scripturi sunt false, că păcatele noastre nu contează cu adevărat și că putem continua să trăim în ele. Dacă acest lucru ar fi adevărat, atunci moartea, îngroparea și învierea lui Isus Hristos n-ar fi necesare. Nimeni nu are dreptul sau autoritatea de a banaliza jertfa lui Iisus Hristos în interesul lui personal. Un creștin autentic are valoare infinită dată prin actul creației și actul răscumpărării. Dar un creștin autentic se ține de scriptură, nu încearcă să o calce în picioare. Jan Hus... 1369-1415 spunea Christ is the head of the church, not the pope. Iisus Hristos este capul bisericii, nu papa de la Roma. Mărturisea aceasta în urmă cu mai bine de 600 de ani. Jan Hus a fost magistru și rector al Universității din Praga. Și nu e de mirare că l-au ars pe rug la vârsta de 46 de ani. Dar n-au putut și nu vor putea să ardă mărturia scripturii din Matei 16-18 care spune: Voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Biserica este a lui Isus Hristos, slăvit să fie numele lui. El, fra și suror, și-a dat viața pentru noi și prin sângele lui suntem curățiți. Ca și creștini autentici trebuie să facem parte din biserica Lui, conștienți de faptul că avem valoare infinită. Porțile locuinței morților nu vor putea birui. Biserica Lui Hristos este o instituție divină. Biserica lui Hristos este conștiința națiunilor. Biserica are temelie tatăl, are centru Hristos, are putere Duhul Sfânt și are autoritate Cuvântul Sfânt. Biserica se adună ca să învețe și să răspândește ca să evangelizeze. Pentru că e mare lucru să-ți poți păstra sufletul intact și curat într-o lume în care se calcă pe suflete mai des decât pe asfalt. Și într-o asemenea lume, frați și surori, haide să ne hotărâm, să ne ambiționăm, dacă vreți, o ambiție sfântă, să rămânem creștini autentici, conștienți de faptul că avem valoare infinită dată prin actul creației și actul răscumpărării. De aceea, Biserica New Life și orice biserică nouă testamentală este compusă din biruitori, nu din biruiți. Biruitori care au valoare infinită, biruitori care sunt creștini autentici, care sunt sarea pământului și lumină a lumii, și așa să ne ajute bunul Dumnezeu să trăim și în continuare ca sarea pământului și lumina lumii. Și toți care sunteți hotărâți să spuneți împreună cu mine amin. amin. Nimic de la aceasta nu e îngăduit. În al doilea rând, un creștin autentic se dăruiește, se consumă, ne spune cuvântul. Voi sunteți Sarea Pământului și prin aceasta se arată această idee de dăruire, de consum. Un creștin autentic trebuie să se dăruiască, trebuie să se consume. Și un mod în care Biserica New Life e solicitată la, acest, la această dăruire... E și prin misiunea Andrei. Ați auzit mesajele binecuvântate de dimineață prin frații noștri. Misiunea Andrei înseamnă să te dăruiești altora spunându-le despre vestea bună a Evangheliei. Frații noștri rămâne să comunic și cu frații colegi, dar până la urmă întreaga biserică e solicitată. Vor să implementăm misiunea Andrei începând din data de 22 mai până pe 29. Vor veni frați evangeliști, frați păstori aici. Dar nu știu noi, m-au întrebat, cum stați cu, cu, proiectul Andrei? La cât a spus? Fratele păstor Samuel Cristian știu că de câteva ori a pus lista și ne-am rugat, dar nu cred că avem mai mult de 10 persoane. Frații îmi spuneau, aveți nevoie de 200 de prieteni pe care, pentru care să vă rugați timp de 9 luni de zile și din aceea trebuie să, dacă vă rămân 50 și în funcție de cât aveți Biserica New Life, prieteni, vom ști câți păstori și câți evanghelii să vă dăm. La 50 de persoane pentru o săptămână, ei fac 5 vizite de evangelizare la nivelul unei zile. Înseamnă că pot face 40 de vizite. Eu mă întreb, Deocamdată am două promisiuni, doi frați, doi prieteni pentru care mă rog, dar n-am ajuns încă să le spun că vor veni frați împreună cu păstorii locali să ne ducem la ei acasă și să le spunem despre dragostea lui Hristos. Asta înseamnă să fii creștin autentic, să te dăruiești, să te consumi pentru nevoile spirituale eterne ale celor care sunt în mijlocul nostru. Voi sunteți sarea pământului, voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă și oamenii n aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfejnic și, să, și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Nu ne vom lupta prin eforturile noastre. Îl rugăm pe Dumnezeu prin Isus Hristos și Duhul Sfânt să meargă înaintea noastră. Dați-i pe mâna Domnului și veți vedea cum Dumnezeu va lucra minuni în viețile lor. Ceea ce e imposibil la noi e, e cu totul posibil din partea lui Dumnezeu. Dacă nu ne adunăm nici 40 de prieteni, nici 30, nici 20, îmi va fi mai mare rușinea că vin frații din Dallas, din, dintr-o parte și în alta, și noi nu avem la cine să-i trimitem. Așa sunt depocăiți cei din Phoenix? Sunt toți mântuiți în casele noastre? Sau nu vrem să ne dăruim și nu vrem să ne consumăm? Ei vin pe cheltuiala lor și asta mi s-a spus și vă spun și dacă veți vrea cineva să-i să primiți în casă, polisii misiunii lor este că vă vor plăti cazarea la nivelul fiecărei zile, inclusiv mâncarea și dacă îi duceți cu mașina. Asta e viața de misionar. N-ai împlinire. N-ai împlinire. Pământească. Dar cum ne spunea și fratele dimineață, vezi cum vin alții la Hristos. Și asta e cea mai mare bucurie și cea mai mare împlinire. Voi sunteți sarea pământului, fii un creștin autentic. Există diferite tipuri de sare, sarea pură, Sarea gemă de mină, sarea de argilă, sarea extrasă din fructe, sarea marină. Sarea în organism e necesară deoarece mărește apetitul și favorizează digestia, fiind garantul unui bune funcționare a sistemului nervos. Tot sarea asigură o bună circulație sanguină, stimulând astfel troficitatea tegumentară și înlăturând trombozele. Sarea nu trebuie să depășească o pătrime din 1% al cantității fiecarei mese. Sarea se consumă pentru nevoi. Și un creștin autentic trebuie să se consume pentru nevoile celor din jur. Un creștin autentic, un ucenic ca sarea, se consumă pe el pentru a-i scăpa pe alții din nevoi. Oferindu-le soluția eternă care este Isus Hristos Domnul. Și în fapte 4 cu 12 cuvântul spune, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Un mare om spunea, nimic nu e mai de folos ca și sarea și soarele. Elementele componente ale sării sunt natriu și clorul. Natriu este element chimic alcalin, alb, argintiu, maleabil și ductil. E partea bună, Clorul e elementul chimic gazos de culoare galbenă verzuie, cu miros înțepător, sufocant, toxic, e partea rea. Dar răutatea clorului este unită cu bunătatea natriului. Dau în final mult dorita sare. Sarea pătrunde, purifică, se dăruiește prin dizolvare. Priviți la partea rea, la clorul din Ioan și Iacov, care Biblia îi numește Boenerge, Sfii Tunetului, trec prin Samaria și cer foc din cer peste locuitorii de acolo. Luca 9, 54 și 56. Ucenicii săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis, Doamne, vrei să poruncim să se pogoare foc din cer și să-i mistuie cum a făcut Ilie? Iisus a întors spre ei și i-a certat și le-a zis, nu știți de ce duc sunteți călăuziți, însuflețiți, căci Fiul omului nu a venit ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Un alt exemplu, clorul din Petru taie urechea robului marelui preot. Robul acela se numea Malhu. În Ioan cu 11 cuvântul spune, Iisus a zis lui Petru, bagă sabia în teacă, nu voi bea paharul pe care mi l-a dat tatăl să-l beau? Frați și surori din adunare și nu numai, de câte ori vrem să ne răzbunăm, e clorul din noi și suntem toxici. Ne putem schimba doar alături de natriu. Putem să fim sare numai uniți cu Hristos. Fără El nu putem fi. Avem o cântare care spune, o schimbare în viața mea s-a făcut intrând Isus în inimă. În suflet am lumina venită de sus, intrând Isus în inimă. Un creștin autentic are, e ca sarea și ca lumina, are valoare infinită prin actul creației și prin actul răscumpărării. Dar un creștin autentic ca sarea, ca lumina, are valoare când se dăruiește și când se consumă. dă voie să te întreb, prin ceea ce faci, ai putere de a săra și de a lumina? De a da gust, de a opri stricăciunea? Te consumi pentru nevoile altora? Te dăruiești? le vei putea face doar prin unirea cu Hristos. Refuză să mai fii un bibelou de sare. Investește-te, dăruiește, mărturisește-ți experiența personală și vei vedea cum Dumnezeu va fi proslăvit și mulți oameni vor veni la credință văzându-L pe Hristosul din tine. Cineva spunea: Caut un pictor care să deseneze zâmbete pe chipul oamenilor, caut un zidar care să construiască pace între oameni, caut un instalator care să lege prietenii strânse bazate pe sinceritate, caut un matematician care să înmulțească adevărul, să împartă ajutor, să scadă ura și să adune bunătatea caut un medic oftalmolog care să facă să privească oamenii, dar fără invidie. Caut un medic cardiolog care să pună iubire în inimile oamenilor. Vestea bună în această seară este că l-am găsit și acest medic cardiolog și oftalmolog este Isus Hristos Domnul, slăvit să fie numele Lui. E și Domnul ființei tale, e și Domnul părinților tăi, e și Domnul rudeniilor tale, dacă nu e, roagă pentru ei și vei vedea cum Dumnezeu va lucra prin minuni. Nu vrei să te alături și tu în a fi un creștin autentic? Marele evanghelist Billy Graham spunea că Iisus Hristos te întâlnește acolo unde ești și vrea să te ducă acolo unde este El. Pentru că un creștin autentic are valoare infinită dar un creștin autentic se dăruiește, se consumă pentru nevoile celor din jur. Frați și surori, mai avem 9 zile până la alegeri. Și după alegeri, indiferent de rezultate, cu toate că eu am credința că dreapta Domnului va câștiga biruința. Nu se poate altfel, frați și surori. Nu vă dezlipiți ochii de la Isus, care e fericita noastră nădejde. Ancorați-vă în El, care e calea, adevărul și viața. Pentru că El își face partea. Dar voi, dar eu, înainte de a mă apropia de încheiere, doresc ca să prezint și o mărturie a lui G. Campbell Morgan, care în cartea sa, Cum să trăiești, relatează despre o conversație pe care a avut-o la terminarea predicii dintr-o duminică seară. Un bărbat s-a apropiat de el și a spus că invitase la biserică pe unul dintre colegii cu care muncea de peste 5 ani de zile. El a spus apoi: Sugestia mea de a participa cu mine la biserică l-a surprins mult pe colegul meu. A răspuns la invitația mea spunând: Ești creștin? Și când am răspuns afirmativ, mi-a zis: Și eu sunt creștin. Nu este interesant? Spre surprinderea omului, pastorul Morgan a replicat, interesant? Nu! Nu este interesant deloc. Și atunci când slujitorii nu vă aprobă o acțiune, ci o, o dezaprobă, înseamnă că acolo e un semn de întrebare care cere soluționare. Că fratele acela se gândea că îl va lăuda pe membru ca tine. Doamne, să am cât de mulți în adunare. Și pastorul Morgan a replicat, interesant? Nu, nu este interesant de, deloc. Am în trebuie să vă pocăiți și să vă nașteți din nou. Pentru că pentru pastorul Morgan era de neconceput ca cei doi oameni să fi putut fi mântuiți cu adevărat și să muncească cot la cot timp de 5 ani, fără să fie conștienți de gradul lor de înrudire ca frații în Hristos. Știu oare colegii noștri de muncă și cunoștințele noastre de credința noastră în Hristos? Să nu uităm, creștinii plini de Duhul Sfânt nu sunt niște creștini în secret, ci creștini autentici nu așteaptă cinci ani de zile să invite pe cine la la biserică, ci un creștin autentic e sarea pământului și e lumina lumii, pentru că el a învățat aceasta de la Isus. Rog echipa de laudă și închinare să vină în față și conștienți fiind că Isus Hristos ne va da putere prin Duhul lui cel Sfânt. Și frații mei, Poate că unii vă gândiți ce tot insistă pastorii noștri și frații prezbiteri cu atâtea mesaje de evangelizare, Comunitatea românească și așa e mică. Și mulți se duc la alte biserici, frați și surori. Noi om fi mici și puțini, dar avem un Dumnezeu mare. Avem un Dumnezeu atotputernic. Și dacă în urma misiunii Andrei va rămâne un suflet Vom da slavă Domnului pentru aceasta, pentru că va fi bucurie în inimile noastre în adunare și o bucurie enormă în ceruri. Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze, El să vă facă sarea pământului și lumina lumii. Și nu uitați provocarea: fiți creștini autentici! Începeți din seara aceasta și continuați până duminica viitoare. Și dacă cineva a avut o experiență reală cu Isus Hristos, o convertire la care Dumnezeu l-a folosit, nu vă sfiiți să veniți în față, ne bateți pe umăr și spuneți, fraților, am o experiență pe care Dumnezeu mi-a rânduit o și priviți cum Dumnezeu a lucrat cu putere. Să fii tu, să fiu eu cel care voi mărturisi aceasta. Vă, vă invit să ne ridicăm cu întreaga adunare și să. Uh, ne hotărâm să-i purtăm lumina, să-i purtăm gândul, să-i purtăm dorința de a duce vestea bună a Evangheliei tuturor celor care ne înconjoară și în numele lui să fie slăvit ca Tată, Fiul și Duh Sfânt acum și în veci. Amin.